Da, și avem noutăți din ședința Comitetului Executiv al PSD în desfășurare la aceste momente. Conform unor surse, iată, congresul va fi stabilit pe data de 18 octombrie, dar înainte de asta se va face un scrutin național. Ne explică despre ce este vorba Iulia Teodorescu. Te rog, Iulia. Bun găsit, a fost, deja au fost validate aceste două date în cadrul ședinței CEX. Practic, în data de 11 urmează să înceapă votul pentru președintele plin al partidului. Ca de altfel, Liviu Dragnea, președintele interimar, la ultimul BPN acest lucru, că într-o primă fază trebuie să existe votul, iar mai apoi va fi organizat și congresul. Și a fost stabilită și data de 18, practic, în cadrul congresului PSD va fi validat președintele plin al partidului, desigur, după ce va fi făcută numărătoarea. Se vrea un vot din partea tuturor membrilor, vrea să fie aplicată această prevedere din statut Liviu Dragnea. Pe data de 11, spuneam 11 octombrie, așadar la început, cum au cerut mai mulți lideri din teritoriu, la începutul lunii, iar în data de 18 vom ști exact sau va fi validat și președintele. Liviu Dragnea spunea că va face un anunț vis-a-vis de candidatura sa, anunța că după CEX va face acest anunț. Așteptăm să vedem dacă va fi imediat după. Între timp, Daniel Savu, spre exemplu, anunța că o să candideze. Așteptăm să vedem și ce alți membri de partid s-ar putea înscrie.